Isaia scria în capitolul 53: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, ziua de azi este o împlinire la ceea ce am citit. Amin. Ziua de azi face bucurie cerului, face bucurie familiilor celor cinci tinere care astăzi sunt îmbrăcate alb înaintea noastră, face bucurie bisericii, dar cel mai mult face bucurie Domnului Iisus. Pui în grădină și te bucuri, toamna, când vine vremea să sece. Sădești un pom și te bucuri când vezi primele roade. Și-a dat viața pentru voi. Și astăzi privește din cer și sufletul lui este înviorat. Gloria Domnului! Dar aș vrea să înțelegem, dragii mei, după cum acest cuvânt al Domnului, care relatează botezul Domnului Iisus Hristos, este încadrat într-un context mai larg de către Evanghelistul Matei. Și evenimentul de astăzi este încadrat într-un context mai larg. Pentru că bucuria noastră a slujitorilor, bucuria familiei, bucuria bisericii, nu este doar să fiți îmbrăcate în alb, ci bucuria noastră este să fim împreună cu voi în cer, amin, în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Când m-am apropiat de biserică, am văzut o tânără care a ieșit în drum și am stat și m-am gândit, ori am greșit, mi s-a părut că e îmbrăcată mireasă. Și am zis, știam că-s botezul, nu că-i nuntă. Am ajuns aici și gândindu-mă la luna august, în care am avut o grămadă de nunți și de mormântări, mi-am spus, trebuie să am grijă să nu cumva să încep iubită familie îndoliată. Dar totuși, gândindu-mă la evenimentul de azi, mă duce un pic cu gândul și la nuntă, mă duce cu gândul și la mormântare. Dacă pentru o viață, care poate să fie și de 100 de ani, dar tot să termină, momentul în care mirele cu mireasa se logodesc sau se căsătoresc este un moment special. Eu vreau să vă spun că și în relația voastră cu Dumnezeu, ziua de azi este o zi specială. Dacă predicăm la mormântări, și ziua de azi sunt 5 mormântări în Biserica de Burla. Și vom vedea cu ajutorul Domnului câteva cuvinte. Pentru că bucuria noastră, dragii mei, și bucuria cerului nu este doar să adunăm masă de oameni, nu este doar să facem botezuri, ci bucuria noastră este să fim în cer în prezența Domnului. Amin. Discutam cu cineva săptămâna asta vis-a-vis de niște evenimente care s-au petrecut la Suceava și de la care alții aveau pretenția că sunt evenimente creștine și o trebuie să spun să nu avem treabă cu biserica. Asta nu a fost organizată de biserică. Asta a avut altă conotație. Bun, te duci, predici Evanghelia. Ce arătăți lumii? Mare minune, am adunat 5.000 de oameni. Bun. Dar ce faci cu ei? Care este finalitatea? Ce vrei să faci din ei? Unde vrei să-i conduci? Care este finalitatea lucrării acesteia?
Dragii mei, vreau să înțelegem că suntem responsabili și astăzi, în câteva cuvinte, vrem să privim botezul Domnului Iisus în contextul larg, în care, într-un mod extraordinar călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, Matei, evanghelistul, l-a prins. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. În vremea aceea. Și apoi la botezul Domnului Iisus, atunci a venit Iisus. La prima minune, în Cana Galilei, ce am eu a face cu tine, femeie? Încă nu mi-a sosit ceasul. Frații mei, ziua de azi a fost prinsă în calendarul lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu autentic nu este la voia întâmplării, ci fiecare moment din viața noastră, fiecare moment al lucrării lui Dumnezeu are o vreme și un timp. Marele probleme se întâmplă că oamenii câteodată înțeleg direcția, dar nu înțeleg timpul. Și dacă o iei înainte sau dacă rămâi în urmă, se întâmplă accidente. Eu aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să binecuvânte Biserica lui Hristos, amin, să înțelegem vremea. Este un lucru extraordinar să înțelegi timpul pe care îl parcurgi. Este un lucru extraordinar să-ți dai seama de vremurile pe care le trăiești. Și cu câteva timp în urmă, cineva a spus că va fi sfârșitul și mă opreau oamenii speriați pe drum. Domnule pastor, dumneavoastră citiți Biblia. Va fi sfârșitul în decembrie. Și când îi vedem atât de speriați, îmi plăcea parcă să-i chinui mai tare și să le spun. Ți-ai pus vreodată întrebarea când apeși întrerupătorul seara și te culci, că s-ar putea dimineața altcineva să vină să trebuiască să aprindă lumina? Cei mai mulți oameni mor în pat, dragii mei. Este momentul să înțelegem timpul. Este momentul să ne dăm seama că venirea Domnului este foarte, foarte, foarte aproape. Lucruri pe care le predicam în urmă cu 20 de ani, pentru că erau scrise în Scripturi, le găsim astăzi în ziare, ca realități cotidiene. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să trezească biserica azi, să ne dăm seama ce timpuri trăim. Vorbim despre venirea lui Dumnezeu, dar parcă o ignorăm tot mai mult. Spunem Maranata și dăm nume Maranata bisericilor noastre. Salutul bisericii noastre este Maranata, dar practica de zi cu zi ne face câteodată să ne punem întrebarea, oare mai credem în acest adevăr? Oare mai proclamăm acest adevăr? Ioan Botezătorul a ieșit în pustia Iudeii și el zicea, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Astăzi ne sofisticăm predicile, schimbăm ideile, le îmbrăcăm, vrem să fie totul frumos și nu se întâmplă nimic. Dar oamenii lui Dumnezeu, peste care era Duhul lui Dumnezeu, că peste Ioan era Duhul lui Dumnezeu încă din pântecele Maicii sale, pentru că despre Ioan era scris în proroci. Ioan nu a venit la voia întâmplării și nu a ieșit pentru că a fost votat de biserică, ci Ioan a fost chemat și trimis de Dumnezeu pentru lucrare specială. El s-a dus în pustia Iudeii și a început să predice Evanghelia, având un mesaj simplu, dar plin de încărcătură spirituală. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Vedem că Domnul Iisus Hristos își începe propovăduirea și predica lui era aceeași. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Astăzi ne-am schimbat predicile.
Ne-am schimbat predicatorii. Ne place să vină să ne vorbească despre teoria prosperității. Dacă ești un copil al Domnului, n-ai voie să fii bolnav, n-ai voie să fii sărac, trebuie să fii dus doar pe flori că durde, ești copilul lui Dumnezeu. Și ne place, dragii mei. Mai vin alții și aruncă o travă în poporul lui Dumnezeu. Dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, nu mai poți să pierzi, poți să trăiești oricum, tu ești un copil al Domnului și hai la rai. O travă și minciună în numele Domnului, cuvântul lui Dumnezeu, propovăduit de Ioan Botezătorul, propovăduit de Domnul Iisus, propovăduit de apostoli, ziua înălțării Domnului, când îngerii din cer au lăsat mesaj către ucenici, aveau același conținut, cele două mari adevăruri. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Mă rog din toată inima să trezească Domnul bisericile noastre, amin, să trezească Domnul predicatorii, să înțelegem că lumea nu are nevoie astăzi să fie legănată, ci lumea are nevoie de mesajul lui Dumnezeu clar, care conduce la pocăință și la mântuirea sufletului. Amin. Frații mei, sătui sau flămânzi, îmbrăcați mai bine sau mai puțin bine, cu mașini mai tari sau cu mașini care se strică în drum, viața se duce. Bunicul făcea o zi de la țară și până la oraș cu căruța și avea timp. Eu am făcut America într-un weekend și n-am timp. Ultima dată când am fost la voi, la Londra, am predicat dimineață la Ipoteș și după amiază la voi. Și n-am timp. Oare nu ne spune ceva lucrul acesta? Mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne trezească. Amin. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Asta a fost mesajul lui Dumnezeu venit prin Duhul Sfânt. Ăsta este mesajul care a străbătut secole. Ăsta este mesajul care a adus treziri spirituale. Ăsta este mesajul care a făcut ca oamenii să plângă. Cuvântul lui Dumnezeu arată că Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Despre Ioan a fost scris și Ioan s-a ținut de chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Ne place să vorbim doar la mulțime. Ioan s-a dus și a strigat în pustie. Mă așteptam, iertați-mă în modul direct de a vorbi, mă așteptam astăzi la un așa eveniment să fie cel puțin jumătate din sală de oameni care încă nu s-au împăcat cu Domnul. Trec evenimentele pe lângă noi. Trec ocaziile pe lângă noi. Facem sărbători, dragii mei. Ne predicăm unii altora. După proverbul românesc care spune: amândoi cântăm un flaut, tu mă lauzi, eu te laud. Ne cântăm unii altora, ne predicăm unii altora. Dar îmi pun întrebarea: mâine să mai pocăi decât astăzi? Îmi pun întrebarea, după o predică să mai aproape de Domnul? După o slujbă să mai aproape de Domnul? După un cuvânt de prorocie să mai aproape de Domnul? După o cântare să mai aproape de Domnul? Ăsta este scopul întâlnirii noastre, dragii mei. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Amin. Și dacă Ioan a strigat în pustie pentru că Dumnezeu i-a spus, și dacă Filip, cel mai mare evanghelist al timpurilor, a fost trimis în pustie, Filip, du-te în pustiu, unde, Doamne? Du-te, că o să-ți spun eu! Și când a început să meargă după cuvântul Domnului, îi dă Domnul direcția, ai luat-o bine, vezi, aleargă un pic că trebuie să ajungi un car. Și când a ajuns carul, vezi că am de făcut pasul următor, ia uzi ce citește omul ăla, du-te și intră în vorbă cu el. Și când îl aude citind, intră în vorbă cu el și îl întreabă: înțelegi tu ce citesc? Ce citești? Și ministrul acela de finanță spune: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? L-a invitat în car și începe să el predice pe Iisus Hristos.
și ajunge la momentul când Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan și la nevoia botezului, ca o poruncă a lui Dumnezeu, mergeți, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Glorie Domnului! Așa au fost oamenii lui Dumnezeu. Din două, trei mișcări au ajuns la punctul culminant. Nu i-au plimbat prin tot deșertul. Nu i-au plimbat prin toată Biblia ca să arate câte cunoștințe teologice au ei. Și oamenii ăștia au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Și când vorbesc predicatorii mânați de Duhul Sfânt, să produce miracolul. Omul ăsta pune întrebarea, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? El nu a făcut teoria botezului, ci l-a făcut să înțeleagă că botezul este o poruncă a lui Dumnezeu pe care poți să o împlinești sau pe care poți să o calci, dar este o problemă urgentă. Și oamenii ăștia au înțeles lucrul ăsta în ziua Rusaliilor, când Petru predică. Cuvinte puține, dar pline de har și de puterea lui Dumnezeu. Și oamenii ăia au început să tremure. Când Petru le-a spus, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei, dar Dumnezeu l-a făcut Domn și Stăpânitor. Oamenii ăia au început să tremure și au spus, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, l-a spus Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte îndemna și spunea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Rezultatul, în ziua aceea, aproape 3.000 de oameni l-au primit pe Iisus Hristos și au fost botezați. Glorie Domnului! Asta este acțiunea Duhului Sfânt. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Glorie Domnului! Când vorbește Dumnezeu, oamenii se întreabă ce trebuie să fac eu. Astăzi biserica, când vine o predică, când vine un cuvânt de prorocie, se uită, bine, e cuvântul ăsta, pentru ăla, pentru ăla. Nu, fraților, mă cheamă Dumnezeu azi ce vrea Domnul să vorbească mie. Ne punem astăzi întrebarea, oare predica lui Ioan, oare predica Domnului Iisus mai e valabilă și pentru mine? Da, dragii mei! Vedem că la Ioan, în urma predice, în urma cuvântului venit prin Duhul Sfânt, oamenii au început să se vadă păcătoși. Povara păcatelor au început să-i apese. S-au dus fără să-i cheme cineva, fără să-i împingă de la spate. Și oamenii ăștia s-au dus înaintea lui Ioan și au mărturisit păcatele și au fost botezați de Ioan în râul Iordan. Un cuvânt al lui Dumnezeu, venit din partea lui Dumnezeu, însoțit de puterea Duhului Sfânt, trece la inimă și când cuvântul ajunge la inimă, inevitabil ajunge la întrebarea asta, ce am eu de făcut? Odată am avut o evanghelizare la noi și a venit o doamnă, se vedea de departe că era o femeie de lume, vine la urmă și vrea să-mi fac un compliment și îmi spune domnul pastor, a fost extraordinar de frumos, când mai aveți sărbători de astea, mai chemați-ne. M-am uitat la ea, m-am uitat la mine și am zis, Doamne, unde am greșit? Dacă un om păcătos vine cu păcatele lui și pleacă tot cu păcatele lui și nu-și pune întrebare ce am de făcut, înseamnă că vai de mine și vai de predica mea. Eu au zis că face un compliment, dar eu am luat-o ca pe o palmă. Și vin oamenii și ne întreabă oamenii, cum mai aveți sărbători, că ne simțăm bine. Normal dacă îi legănăm că se simt bine. Dar când îi pui față în față cu această oglindă, un om păcătos nu se simte prea confortabil. Începe să se scuture, începe să tremure, începe să spună ce-i de făcut. Începe să fie confruntat cu viața lui și cu rezultatul vieții lui.
Vedem că la Ioan Botezătorul au venit și unii care au spus, hai să facem și noi botez. Fetelor, veți depune astăzi mărturia. Eu sper că nu-i niciuna care se botează doar ca să se mărite un penticostal și să nu supere pe tata și pe mama, nu? Dragii mei, ajung astăzi în bisericile noastre, auziți-mă bine, nu afară, în bisericile noastre, să vină oamenii ca farisei și ca saducheii. Hai să facem un botez. Nu ne punem problema. Fata cu care mă mărit, băiatul cu care mă... Fata cu care mă însor, băiatul cu care mă mărit, ai pocăit? Îmi pune întrebarea. Ai botezat? Frate păstor, îmi faceți nunta în biserică. Oameni buni, mă rog ca Domnul să ne trezească. Nu asta trebuie să ne preocupe. Ci trebuie să ne preocupe pentru că cununarea acestui act este cerul. Dacă nu mai ne botezăm, facem și noi un ritual ca frații noștri din mijlocul cărora am ieșit. Și vreau să mă credeți, avem multe ritualuri. Și avem mulți oameni printre noi care fac ritual. Pentru că avem tot mai puțin Ioan Botezătorul care să aibă curajul să vorbească în numele Domnului. Și că vede câte unul de ăsta că vine și nu-i născut din nou și nu-i experimenta pocăința și nu se întâlni cu Domnul Iisus, să vină de la Duhul Sfânt și să spună, omule, tu nu ești pregătit. Sunt momente când Duhul lui Dumnezeu ne folosește într-un mod special. Eram în Genova, am avut câteva botezuri și la urmă s-au predat mai mulți și au venit doi tare hotărâți să boteze. Vorbesc cu primul și îi spun fratelui slujitor, cred că pe ăsta îl botezăm, s-a îmbrăcat cu haine, cum era, și îl botezăm. Vine și al doilea cu mânicile suflicate. Dar vine din Duhul Domnului și îi spun, tu trebuie să mai rămâi. Se uită la mine și spun, nu e nicio problemă, frate, dacă trebuie și peste două luni, pot să facă botezul, dar tu trebuie să mai rămâi. Dacă spuneți dumneavoastră așa, o să rămân. Dar în timp ce se depărta, îi pun o întrebare ca între ușă. Spune-mi, tu ești cununat cu soția ta? Și-o zis, nu. Ăsta e de fapt motivul, tu trebuie să te duci atât să te cununi și după aia vină și fii botezat. Nu știam nimic. Dar Duhul lui Dumnezeu ne cunoaște, dragii mei. Noi nu avem aici un loc unde să facem programe și slujbe de ochii oamenilor. Ci slujirea noastră trebuie să fie făcută prin Duhul Sfânt. Amin. Pentru că au venit aici oameni și au spus, noi suntem fii al lui Avram. Și Ioan, care îi cunoște, a spus, degeaba spuneți voi că sunteți fii lui Avram. Dacă ați fi fii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar voi vreți să-L dreblați pe Dumnezeu, cum faceți în viața de toate zilele. Ne-am învățat așa să mergem printre jaloane și unii încearcă și cu cele sfinte. Dragii mei, pe oameni putem să-i mințim, dar pe Dumnezeu cu niciodată nu vom reuși, nici să nu încercăm. Oamenii care au încercat au dat cu capul în ziduri. Oamenii care au fost sinceri, au fost oameni pe care Dumnezeu i-a primit. Mai bine să vii să plângi înaintea Domnului și să spui, oameni buni, rugați-vă că încă nu m-am putut lăsa de țigare. Rugați-vă ca Domnul să mă elibereze și Domnul te eliberează. Mai bine să vii să spui, frate păstor, ultima dată am băut acum o săptămână, eu vreau să scăp. Decât să vii aici, să închei un legământ nenăscut din nou, neîntâlnindu-te cu Domnul. Treci un an, doi și-ți vine gustul de amvon. Și ajung din păcate la vanele bisericilor noastre. Oameni care predică despre Iisus Hristos, fără să se fie întâlnit niciodată în mod personal cu El. Îl știu din cărți, îl știu din povestirile altora, dar nu pot să spună ca omul lui Dumnezeu, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și la oamenii ăștia, Ioan Botezătorul, le spune, păi din apârci, mergeți întâi, faceți frate, fapte vrednice de pocăința voastră, apoi veniți și fiți botezați.
Dar ne punem întrebarea mai departe, frații mei, și iertați în modul direct de a vorbi. Ce ne facem dacă ne lăudăm cu 10, 20, 30 de ani de pocăință și noi știm că aceste cuvinte ne osândesc? Noi știm că suntem pe băncile bisericii și nu suntem pocăiți. Noi știm că avem lucruri ascunse care ne condamnă. Noi știm că oamenii ne privesc într-un fel, dar noi suntem în alt fel. Noi ne cunoaștem inima și pornirile inimii. Noi cunoaștem cei aici. Și astăzi înțeleg că suntem înaintea unui Dumnezeu care ne cunoaște. Ce ai de făcut cu oamenii ăștia? Cuvântul lui Dumnezeu, prin profetul Ioel, vorbea odată, nu oamenilor de afară, ci poporului lui Dumnezeu. Când ei au început să păcătuiască, când ei au început să depărteze de Dumnezeu, Dumnezeu îngăgă niște lăcuste care au mâncat totul. Au ajuns într-o stare deplorabilă. Oamenii ăștia și-au pus întrebarea, ce-i de făcut? Și în momentul când Dumnezeu din cer vede o dorință sinceră a poporului lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește. Ioel, capitolul 2, începe cu versul 12. Ce-a spus Dumnezeu și ce spune astăzi Dumnezeu aici? Aș vrea să mă auziți și voi. E valabil pentru voi, e valabil pentru mine și e valabil pentru noi toți, dragii mei. Dar chiar acum, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânse și cu bocie. Sfârșiați-vă inimile și nu hainele și întorceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru, că Cel este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, darul de mâncare și jertfă de băutură pentru Domnul? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar prunce de la țâță să iasă minele din cămarea lui, preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu face de bajocura popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Cuvinte valabile pentru mine, cuvinte valabile pentru voi, dragii mei, niciunul de aici nu este exceptat. Ne cheamă Dumnezeu la o pocăință sinceră. Da, chiar acum, zice Domnul, nu mâine, nu poi mâine, nu săptămâna viitoare, da, chiar acum. Mă bucur de decizia voastră. Și dacă mai sunt în locul ăsta, tineri de vârsta voastră, care gândesc într-un mod păcătos, nu iau botezul acum, îl iau o săptămână înainte de nuntă, să mai pot să mai fac și eu câte o șmecherie. Vreau să spun, dragul meu, niciodată ziua de mâine nu știi că e ta. Nu știu dacă am mărturisit la dumneavoastră, cu câtva timp în urmă eram la Suceava la filială și mă cheamă o tânără din biserică, frate, nimic, te rog, dacă poți să vii până la spital. Tatăl meu, și ca o paranteză, era un catolic care venea la biserică câteodată, care venea totdeauna la evanghelizări, care s-a și predat, dar nu a făcut pasul. Și spunea, tatăl meu este bolnav între viață și moarte. Și a exprimat dorința ca să veniți să discutați cu el. Am simțit că e urgent. De la Suceava nu m-am dus acasă, m-am dus direct la spital. Când am ajuns acolo, era sora noastră, era mama ei, care era la altă credință și era el. Se uită la mine și îmi spune, domnule pastor, aș vrea să mă